Bună ziua! Astăzi o să discutăm un pic despre comemorări și participările la ele, dar cele publice. Că tot ați văzut, a fost 21-22 decembrie, urmează 1 ianuarie, după care comemorarea de 24 ianuarie. Pentru 24 de ianuarie începe ceva de în felul următor. Îi dăm din partea prefecturii, dacă nu sunt deputați sau senatori, înainte, cuvântul domnului sau doamnei deputat sau senator XY. Termină, după care trecem la cuvântarea. Din partea prefecturii, prefectul județului Prahova, domnul Ionescu. Bun. La, termină. Mai departe, trecem la Consiliul Județean. Din partea președintelui Consiliului Județean, chiar președintele Consiliului Județean vorbește domnul Andy Enache. Știi cum era odată la ProTV? Andy Moisescu. Bun. Mai stăm un pic. Și începe, vorbește la. Din partea primăriei Ploiești are cuvântul, vorbește crainicul jandarmeriei sau garnizoarei jandarmeriei Ploiești, bineînțeles. Ceva de genul, haide să-i spunem, vecinul de la T1, că doar s-a căsătorit, acum vrea să fie și primar. Păi, da, ce? Nu-i normal? În fine. Și acum vom face hora unirii la sfârșit, dar nu înainte de a pune coroane. Și începe. Din partea Senatului sau Camerei Deputaților, deputatul Xulescu, din partea Senatului Y. Mai stai? Din partea Consiliului Județean, președintele Consiliului Județean, Andy Enache, va depune o coroană pentru cei care au înfăptuit această mică unire de 24 ianuarie. Terminăm un pic mai încolo. Din partea primăriei Ploiești depune coroană de flori pentru comemorarea acestei mici uniri pe 24 ianuarie. Primarul de la T1 sau primărița de la T1. Nu știu, orice e posibil. Bun, mai stăm, ce mai stăm? Din partea, cum era, Partidului Social Democrat. Cine știe, peste 5 ani, poate nu mai e PSD, e FSN. Depune delegația coroana, nu știu care, din partea Inspectoratului Județean de Poliție. Depune delegația acesteia, printre care și SDA, o coroană. Vă mulțumesc, vă mulțumesc! Mai departe, trecem. Din partea Inspectoratului
de situații de urgențe, Prahova depune o coroană, mai departe, X, sau hei, sau mai știu eu ce. Mai trecem mai departe. Din partea inspectoratului județean de jandarmerie, depune Chedi o coroană. Vă mulțumesc, vă mulțumesc! Din partea Partidului Pro-România, depune o coroană doamna Mădălina Lupea împreună cu domnul Ganea. Din partea Filarmonicii, Paul Constantinescu depune o coroană Andy Enache. Ce mai stăm? Ce mai stăm? Și iată, așa ar fi o comemorare. Dar, acum, ca un plus, să vedem cam cum ar fi ceva de genul bugetul primăriei sau al prefecturii sau al consiliului.